Șoferul drogat care a lovit cu mașina un polițist a fost filmat la medicină legală în timp ce își sună tatăl plângând. Recunoaște că îi devine și cere să ascundă totul de mama lui. Reporterii Observator au aflat că individul de 27 de ani nu este pentru prima dată anchetat. În trecut a mai încercat să omoare un tânăr fost coleg de liceu din răzbunare. Mașina de poliție. M-a urmărit poliția și am dat cu mașina în mașina lor. Pe scaunul de la medicină legală, cu cătușe la mână și plângând în hohote, individul de 27 de ani nu mai e la fel de viteaz ca în trafic. Își sună tatăl și îi mărturisește ce a făcut. Nu îi spune că era să omoare un polițist, ci doar că i-a lovit mașina. În timp ce asistenta ia sânge pentru a stabili exact ce a consumat, face un plan ca să ascundă totul de mama lui. Să nu zici lui maică-mea nimic, că aia moare, te rog eu. Să nu zici nimic, te rog eu, nu știu, zic că sunt plecat, zic că nu știu, să vorbește și moare. La drug test, aparatul indică cocaină. Același drog e găsit și pe banii pe care îi avea în buzunar, dar și în mașină. Alexandru Covaci nu e la prima ispravă de acest fel. În februarie 2016, când avea doar 19 ani, a dat intenționat cu mașina într-un coleg de liceu, care ieșea cu fosta lui iubită. Într-o zi când au ieșit să se plimbe cu motorul, băiatul meu și fata, el i-a urmărit cu mașina. I-a ajuns din urmă, după care l-a lovit pe băiatul meu intenționat. În momentul în care tânărul a coborât de pe motocicletă să-i ceară să-i lase în pace, Alexandru Covaci a accelerat și l-a lovit în plin. Eu am ajuns cu băiatul la operație pentru că a avut o ruptură de menisc. La proces acest băiat, efectiv, ne-a râs în nas. A recunoscut fapta după aproape 2 ani de zile. Este un om periculos, este un pericol public. Inițial, individul a fost reținut pentru tentativă de omor. În timpul procesului, încadrarea a fost schimbată în loviri și alte violențe. A primit un an de închisoare cu suspendare, plus alți 2 de supraveghere, în care trebuia să aibă un comportament exemplar. Imaginile surprinse însă vineri noapte arată că n-a putut să se țină prea mult timp departe de rele. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.